Cine e acasă astăzi? Bună dimineața! Cred că este o perioadă bună de purta tricoul ăsta. Training for a movie marathon. Cineva mă întreba ieri despre bolurile tibetane. Vă arăt bolul meu tibetan. Acesta este luat din India, acum vreo 3 ani și jumătate. Bolurile astea, de fapt, sunt niște instrumente de relaxare și niște instrumente de aducere în prezent atunci când te cam adun cu gândurile și ți atrage atenția să vină apoi în prezent. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Welcome, welcome. Da, și atunci folosite din când în când în timpul practicii te ajută să revii de la gândurile pe care le avem vrând nevrând, ele vin. Se folosesc foarte bine și la finalul practicii, atunci când suntem în Shavasana, același lucru din când în când. Sunt boluri de diferite mărimi și grosimi. O să vedeți și boluri foarte mari, cred că le-ați văzut deja. În funcție de grosimea bolului și de mărimea lui, sunetul lui este diferit. Am intrat într-un magazin cu... Erau foarte multe, ca la dedeman. Și am simțit că mă atrage sunetul acesta mai înalt. Cele mari și groase au un sunet jos. Și sunetele astea lucrează pe chakre, da? Pe acele puncte energetice din corpul nostru care sunt rezumate la 7 ca importanță pe lungimea coloanei vertebrale și până în capătul ei. Bun. Dimineața aceasta facem un flow, o mișcare cu respirația. Și dacă sunteți noi aici și nu ați mai practicat, e bine să știți că yoga, în primul rând, eliberează foarte multe tensiuni, dar și prejudecăți, că este bine de făcut cu stomacul gol, e bine să lași 2 ore de când ai mâncat, să fii în tălpile goale, pentru că cel mai bine se simte talpa și postura și e ca un soi de presopunctură și nu alunecăm. Și ce să mai lungim? Haideți să practicăm. Dacă se întâmplă să fie ceva inconfortabil, vă rog să țineți cont de ce vă transmite corpul vostru. El știe cel mai bine ce e bine pentru voi, ce posturi sunt potrivite și ce nu. Dacă ai obosit, nu trebuie să ții ritmul. Așează-te, odihnește-te într-o postură în care te simți tu bine, aceea cu fruntea pe sol și cu genunchii strânși la piept, postura copilului, și reiei din mers în următoarea postură în care te simți deja pregătit. Da? O luăm ușor, avem grijă cu noi, suntem ca între prietenii aici. Mă bucur că veniți. Haideți să ne așezăm cu spatele confortabil și drept. Dacă aveți nevoie, luați-vă o pernuță, o așezăm sau o păturică, o putem așeza acolo sub șezut. Și în dreaptă coloana, îndreaptă spatele, lasă umerii moi.
trage bărbia către piept și simte că împingi cu coroana capului spre cer. Lasă gura moale, lasă limba moale, închide ochii și dă-ți voie să te așezi în corpul tău, lăsând abdomenul moale, relaxat. Creează respirația lungă și rară. Și iau egal inspirul cu expirul. Aduți palmele în centrul pieptului, relaxează aici umerii, verifică din nou perpendicularitatea coloanei pe sol și setează-ți o intenție în această dimineață. Rămâi cu ochii închiși. Și încălzim mereu tot palmele. Le așezăm acolo peste ochi, în întunericul ochilor deschidem ochii și privim sus. Ai grijă să ai umerii relaxați, coborâți. Privește sus și jos, acolo în palme, în laterale, în cercuri. Și schimbăm. Namaste. Haideți să adăugăm acea respirație alternativ nazală, să respirăm pe fiecare nară în parte. Aduci călcâiul drept în interior, unde ți-e bine, da? Și călcâiul stâng îl lași în exteriorul celui drept, spatele întins, flexează brațul drept, așează mudra înțelepciunii, cele două degete se așează între sprâncene și urcă ușor pe frunte până când nara stângă este blocată de inelar. Da? Împing cu inelarul nara stângă. Rămâi cu glutul drept, nu te duce după nimic. Inspiră pe nara dreaptă, blochează nara dreaptă pe laterală cu degetul mare, ține puțin respirația și ușor eliberează pe nara lungă în aceleași 4 secunde sau 5 sau 3, cât te simți, dar să fie egalitate. Inspir cu expir. Blochezi stânga cu inelarul pe lateral, inspiră pe nara dreaptă, blochează cu degetul mare, expiră ușor pe nara stângă. Continuă să faci asta, inspiră pe partea cu degetul mare, ține respirația blocând ambele nări, expirăm pe nara stângă și blocăm din nou, inspiră pe dreapta, lasă abdomenul moale, invit acolo aerul. Blochezi și expiri pe stânga și continuă ritmul tău, inspiră pe nara cu degetul mare, ține respirația blocând ambele, expiră pe nara stângă. Cei care acum ați sosit, haideți și așezați-vă doar privind
nu o să vă dați seama ce facem aici. Dacă nu, scroll down. Cine vrea să facă yoga, așează-te și respiră cu noi. Degetele de la mâna dreaptă, sus pe frunte, arătător, și degetul mijlociu, nara stângă blocată de inelat. Inspiră pe nara dreaptă, blochează degetul cu degetul mare, nara dreaptă, expiră pe nara stângă. Continuă. Și pe următorul expir, eliberăm brațul, inspirăm activ, expirăm tot și schimbăm partea. Chiar și prin această respirație devenim conștienți de lucruri, de corpul nostru. Ne dăm seama poate care nară este mai blocată decât cealaltă. Și în India mi-aduc aminte de un sfat pe care l-am primit acolo la școala de yoga de la profesorul nostru. Ne spuneau că cel mai bine dimineața să-ți dai seama de lucrul acesta, când ești încă în pat, când te trezești, și când te dai jos din pat, să așezi primul picior cu nara înfundată. Și funcționează. Încercați. Am schimbat călcâiul stâng în interior, călcâiul drept a rămas în exterior, brațul stâng este acum flexat pe aceeași poziție a degetelor, brațul drept la sub brațul stâng ca să fie mai ușor, din nou coloana dreaptă, așează cele două degete întinse pe frunte, blochează nara dreaptă cu inelarul pe lateral acolo, inspiră pe nara stângă, îți e bine, apoi blochează cu degetul mare, ține puțin respirația, expiră, la fel, aceeași lungime, pe nara dreaptă. Blocăm dreapta, inspirăm stânga, blochez, expir. Continuă, inspiră pe partea stângă, lasă abdomenul moale, blochează, ține respirația, relaxează umerii, expiră pe partea dreaptă, păstrează spatele întins, nu coborâ pieptul pe expir. Ultima oară. Și pe următorul expir, lasă palmele pe genunchi, inspirăm acum amplu pe nas, expirăm totul pe nas. Dacă simți, poți să faci și pe gura asta, dar e ridicat pe nas. De câte ori simți nevoia. Și e bine să continuați cu stilul acesta de respirație când aveți nevoie și cel mai bine dimineața. Undeva la 5-10 minute ca să aibă un efect total de relaxare. Inspiră cu capul în față, privirea, expiră, coboară vorbirea spre sol. Inspiră centru, expiră, deschide capul spre spate. Inspiră în centru. Doar pe nas, expiră, inspirăm centru, expirăm spre spate, inspiră, centru, revino, așează palma dreaptă în lateral și împing acolo ușor cu capul în palmă și palma în cap, încerc să țin capul drept, să nu mă duc în lateral, observă unde se simte în zona spatelui, dacă indică ceva, durere undeva, această mișcare, această presiune, schimbă. Împinge acolo, mâna în cap, capul în palmă. Și ușor,
Eliberează, întinde brațele dacă vrei, întinde și picioarele, scutură dacă e nevoie. Și strângem și deschidem și aducem degetele mari în interior, strânge pumnii și rotește în același sens. Când facem asta, lucrăm ambele emisfere ale creierului în același timp. Și schimbăm parte. Scuturăm, încrucișăm și mai alungim spatele. Cum voie mai bine. În downward dog. Deschide genunchii, lasă vârful degetelor mari să se apropie acolo și întinde-te cu pieptul în față, cu brațele întinse în linia umerilor. Lasă fruntea pe sol, nasul, centrul frunții, pe sol. Lasă coatele pe sol, antebrațele, totul relaxat aici. Dacă este nevoie, iei o pernuță și așezi sub șezut, dacă este mai confortabil așa pentru cei care nu ajung cu șezutul pe călcâie. Important este să se îndrepte spatele. Rămâi acolo, respiră conștient în abdomen. Expiră conștient, relaxează-te mai mult. Dacă trebuie să relaxezi gura mai bine. Dacă trebuie să lași umerii fără control. Observă, lasă abdomenul să se umple cu aer și pe expir pieptul să coboare. Și ușor împingem palme și aduc genunchii paraleli. Așezăm în tabletop, genunchi măsuță. Genunchii sub șolduri, depărtați cât șoldurile, încheieturile sub umeri. V-ați plictisit să mă auziți cu aceleași aliniamente? Inspirăm, închete în cau, inspir sus, noada sus, capul expiră, rotește spatele acolo, arcuiește-l. Inspirăm, deschide pieptul, noada sus, trage de umeri în spate. Inspiră și pe expir rotund, întind în palme și las capul jos, privirea către ombilic, noada înăuntru. Inspiră, deschide pieptul, mult aer. Pe nas, expir tot pe nas. Jos. Inspirăm. Expirăm. Oprim, revenim în centru. O să tragem de piciorul drept sus, drept. Inspirăm, pe expir strâng genunchiul și fruntea spre genunchi, acuiește spatele. Inspirăm, înalți acolo, deschide pieptul. Expirăm, strânge. Încă o dată, inspir. De data asta, duc genunchiul pe lângă cot, duc în lateral. Inspir sus, expir la frunte, fruntea la genunchi, curbează spatele și pe expir lasă genunchiul drept jos. Inspir stângul înalt, deschid abdomenul, expiră, strânge, rotește. Încă o dată, inspir ca alungire, expir când strâng corpul. Inspiră înalt, flexează genunchiul pe lângă cot, în lateral, împingem palme, activează abdomenul, inspirăm sus, expir strâng, împingem palme, expirăm, coboară genunchiul pe sol. Dacă ai nevoie, lasă-te puțin pe șezut și scutură palmele. Revin, mai încălzesc puțin spatele din aceeași postură de măsuță. Trag de brațul drept sus, inspir în abdomen.
pe expir, cobor brațul pe sub cel stâng, rotesc cât mai mult trunchiul înainte să mă așez cu umărul și urechea dreaptă pe sol. Observ acolo unde ți-e bine, s-ar putea să-ți fie bine mai sus în fața salteluței. Șoldurile sub genunchi. Dacă ești prea în spate, mergi puțin mai în față, deschide pieptul acolo. Brațul stâng întins în linia șoldului, egalează greutatea pe genunchi sau, dacă vrei, trage brațul stâng spre spate. Respira în abdomen. Lasă pieptul mai jos, predă-te acolo. Revină cu brațul stâng pe sol, lângă umăr, împinge în el și astfel ne ridică. Schimbăm partea. Brațul stâng sus, inspir. Expirăm, rotesc cât mai mult și duc brațul stâng pe sub cel drept, așez pe umăr și urechea stângă, trag de brațul drept în față, deschide acolo pieptul, deschide brațul drept spre spate. Respiră în abdomen de câteva ori. O postură care relaxează și încălzește bine spate. Eliberez ușor, aduc brațul drept întâi lângă umăr, apoi împing în el și astfel mă ridic întotdeauna. Activăm tălpile, împingem în palme, ridicăm în downward-dăm și pedalăm pe loc. Lungă coloana, trage șezutul, trage noada sus spre cer, lasă pieptul jos și flexează genunchii dacă te simți mai confortabil așa și pedalezi în continuare, împinge bine cu toată palma acolo, inspir pe vârful, expir, cobor, trag degetele de pe sol. Inspirăm, sus pe vârfuri, expir, oprim și mergem ușor cu genunchii flexați până în marginea salteluței din față, capul jos, acolo rămâi doar cu ghidajul vocii mele, respiră, folosește toată talpa pentru suport pe centru. Inspirăm, palmele sub genunchi, privirea în față, ardă Uttanasana, spatele drept, vino de pe călcâie pe centrul tălpii. Coboară până jos cu expir, lasă capul moale. Inspirăm, ridicăm sus brațele deasupra capului. Expirăm, coborăm pe lângă noi. Inspirăm, trage brațele sus. Expirăm până jos, până jos cu capul, da? Brațele nu contează unde ajung. Flexează genunchii, trimite talpa stângă în spate, coboară pe genunchi, așează-ți perimuța lângă sau sub genunchi, dacă e cazul, și ridicăm în low lunge. Împingem talpa din spate, inspirăm, tragem brațele sus. Expiră palmele pe sol, rămâi cu instrucțiunea respirației. Atenție, inspir, coșesc în spate, downward dog. Inspirăm, traversăm într-o planșă, împing în călcâie, observă unde ți este aici. Pe mijloc, da? Șoldul în linia umărilor. Expiră, coboară genunchii pe sol. Expiră, pieptul jos. Bărbia jos. Genunchii jos. Expiră, lasă pieptul jos. Trage de brațe și întinde picioarele. Baby cobra. Expiră, ridicăm. Inspirăm brațe, te poți folosi de genunchi dacă e nevoie și ridici din nou în downward dog.
câteva respirații aici. Dă-ți timp. Și cu următorul inspir, ridică talpa stângă sus în aer. Flexezi genunchiul și aduc în fața mea. Cobor genunchiul din spate, împing în talpa acum și repoziționez gleznă cu genunchi. Inspirăm, las șoldurile să coboare, trag pământul în spate. Împinge în ambele tălpi și trage brațele spre cer, numerii jos. Expir. Inspirăm. Expir, cobor brațele pe sol. Activează talpa din spate. Inspir, coșește în spate. Downward dog. Inspirăm un plank. Și dacă ți-e mai ușor, poți să cobori fie ca înainte pe genunchi, până jos în Ashtanga Namaskara sau în Chaturanga, poate pe lângă tine. Și inspirăm acolo, într-o baby cobra sau cobra. Respir, eliberez. Inspirăm, ridicăm sus, șezutul. Simte de fiecare dată cum ai ocazia să îți alungești spatele. Poate nu este foarte confortabil în zona picioarelor senzația, însă observă cum tensiunile din zona spatelui coboară cu gravitația și ele, în mod deosebit, glutul, capul, zona umerilor. Pe inspir, talpa dreaptă sus în aer, flexată și aduc în față, pășim cât de mult se poate, cobor genunchiul pe sol și verific să așez glezna sub genunchi. Verifică la tine, glezna sub genunchi. Inspiră sus cu brațele, sus, coboară șoldurile și umerii. Expirăm palmele pe sol. Activăm talpa din spate, poșim în față, expiră acolo. Goale, moale, moale, capul, gâtul. Și încet, ridică până sus. Fără să mă grăbesc, îmi iau timp, mă aranjez acolo, scuturăm. Și o să am talpa dreaptă de bază, așezăm într-un popocel, într-un T-pose, toată greutatea pe piciorul drept, împingem palme și ai varianta cu călcâiul stâng pe picior, ori cu toată talpa sub genunchi, ori cu toată talpa deasupra genunchiului. În niciuna din variante nu este în regulă să pui talpa pe genunchi. Da? Orice variantă alegi acolo, rămâi împingând cu palmele împreună, cu talpa dreaptă pe sol, cu talpa stângă pe picior, acolo unde ai ales. Concentrează-te doar pe respirație. Dacă te-ai dezechilibrat, reia. Te poți exprima cu brațele deasupra capului și inclusiv coborârea brațelor se face în control pe măsură ce expirăm. Și schimbăm partea. Dacă e nevoie, scutură bine de tot glezna. Este foarte important să avem și posturi statice. Ele nu doar relaxează respirația, dar concentrează foarte mult atenția, focusează pe felul în care respirăm, felul în care gândim. Așează talpa unde simți, oriunde e bine. Când o așezi, e doar expresia ta și a corpului tău. Simplu fapt că stai pe acel picior stâng
în care împingi bine în sol și împingi bine în palme. Ajută echilibrarea ambelor emisfere. Suntem mai concentrați, mai stăpâni pe noi, pe sentimentele pe care le avem, trăirile care le avem, le putem controla, da? Împinge acolo în palme, ridică șoldurile, galează-le, mai trage puțin de genunchiul drept în lateral, trage brațele deasupra ta. Și în control, expiră, fără grabă. Oricând îți reamintesc, dacă ai obosit, dă-ți voie să respiri și să te odihnești. Scutură ambele glezne și așează talpa dreaptă în exterior, în față și talpa stângă cu vârful ușor către interior, spre spate. Călcâiele aliniate. Flexăm genunchiul din fața noastră, iar șoldurile mâinii le poziționez în față pentru luptătorul 1 sau Virabhadrasana 1. Noada în interior, împing în exteriorul tălpii din spate, aici împing, pe lateral. Genunchiul sub gleznă, trag brațele sus, ele sunt active. Expirăm, întindem piciorul din față, îndreptăm genunchiul acolo. Coborăm brațele la spate și intercalăm degetele. Inspirăm, deschide pieptul. Expirăm cu piept deschis și bărbia în față, cobori ușor cu spatele drept. Expirăm. Capul spre sol, brațele spre cer. În mountain pose, postura munte. Ușor revin. Și ușor flexez din nou piciorul. Voi rămâneți cu talpa dreaptă în față. Eu am nevoie să o aduc puțin mai în față ca să rămân în ecran. Toată greutatea trece pe talpa dreaptă. De aici aduc ușor piciorul din spate mai aproape. Aduc palmele în centrul pieptului și împing împreună în ele acolo. Și ușor traversăm gloriepului. Luptătorul 3, pe măsură ce ridic piciorul din spate, cobor și pieptul împinge în palme. Dacă vrei, trage brațele în față. Expirăm, lasă palmele jos, flexează genunchiul și adu-l acolo jos. Ambii genunchi flexați în palme, ia-ți coatele. Și cu capul atârnat, coboară și mișcă în laterale. Respiră. Lasă palmele pe sol, pășește acum cu dreptul în spate. Verifică călcâiele în aceeași linie. Talpa din spate este activă. Șoldurile în față. Noada înăuntru, trag de brațe sus, brațele sunt în linia umerilor și în linia șoldurilor. Luptătorul 1, noada în interior. Expiră, întinde piciorul din față, coborând brațele la spate. Inspirăm, tragem de umeri și brațe în spate, expir cu bărbia în față, cobor pieptul și las capul jos. Ridic brațele, deschide umeri, inspirăm și revin ușor. Flexezi genunchiul și aduc piciorul din spate puțin mai aproape. Rămâi acolo, aduc palmele împreună în centrul pieptului, toată talpa de jos deschisă. Rămâi cu tot corpul activ, inclusiv piciorul din față e activ. Lasă pieptul jos, ai un punct jos, în centru, pe sol. Trage de brațe dacă vrei. Coboară brațele, flexează genunchii.
Flexează ambii genunchi. Respiră. Lasă palmele pe sol, poșește în spate și deschide genunchii. Cât saltăluța, odihnim în child's pose, am decuplat la spate tălpile, da? Atenție, lasă tălpile întinse. Respiră aici, rămâi în child's pose, lasă coatele pe sol. Respiră acolo de câteva ori. Lasă gura moale, bucură-te de odihna spatelui. Încă două respirații. Și ușor împingem palmele. Ridică încet capul de acolo, aduce genunchii paralel, încrucișăm la spate și ne așezăm cu picioarele întinse în fața noastră. Și flexăm piciorul drept, îndrept spatele, trag talpa cât mai aproape de mine, dar rămân cu coloana centrată în sol. Poate ușor mai în lateral, talpa dreaptă. Trimite brațul drept prin interiorul genunchiului. Apoi apleacă-te cât mai mult în față și trimite brațul drept în lateral al genunchiului, ca și cum vrei să-l îmbrățișezi din spate. Brațul stâng se duce către spate, nu mă chinui acolo. Dacă nu ajunge natural palma la cealaltă palmă, lasă acolo pe spate. Apoi, împingând în talpa dreaptă, ridic pieptul și trimit privirea către spate, peste umărul stâng. Rămâi cu picioarele active, împinge șezutul în sol. Expiră, eliberăm ușor. Trimite talpa dreaptă un pic mai jos, sub genunchi, pe linia genunchiului, piciorului stâng. Lasă încheietura dreaptă în spate, ridică șoldurile și trage de brațul stâng peste spate. Coboară întâi șezutul jos, întinde ambele picioare, expirăm. Întind acolo jos, deschide pieptul, expiră și schimbăm partea. Pattern ok? Nu trageți concluzii, lăsați corpul să se miște atât cât vă este bine, cu atenție la aliniament. Brațul stâng prin interiorul genunchiului, primit la spate, cuprind acolo, da? Asta e mișcarea, da? Ca la not. Vreau să trimit în spate apa, așa, trimit și în spate brațul să cuprind genunchiul acolo. Brațul drept în lateral și el către spate. Și acum tot ce vreau să fac este să îndrept coloana aici. Dacă am apucat de palme, dar nu mă lasă spatele să-mi fie drept, dai drumul la palme și întinzi mai bine coloana. Te expiri, te uiți peste umărul drept. Deschide pieptul în față, este o postură care activează și metabolismul, dar deschide foarte mult pieptul, umerii, îndreaptă bine coloana. Expiră. Dăm drumul brațelor, cobor puțin mai jos genunchiul, trag de brațul stâng sus, îl așez în spate. Împing în talpa stângă și voi ajunge cu talpa dreaptă pe sol. Trage acolo.
coboară șezutul. Întinde picioarele, sus brațele. Expirăm. Deschide pieptul, încă o dată inspiră cu privirea în față. Expirăm coborâre. Și revenim încet. Strângem genunchii și ne așezăm pe spate. Și rotim acolo. Pusesem și o muzică ambientală între timp, s-a oprit. Și schimbă rotația. Bărbia în piept, masă bine. Și păstrez genunchiul stâng aproape de mine și trag talpa dreaptă sus. Lasă umerii pe sol. Activează abdomenul și coboară ușor, fără să te grăbești. Inclusiv talpa stângă este activă. Trage genunchiul stâng. Lasă piciorul drept tot pe sol și întinde ușor cel stâng atât cât merge. Și schimbăm partea. Dreptul se va ridica încet, perpendicular. Îl strângem la piept. Tragem brațul, piciorul stâng sus, umerii jos pe sol. Expiră, cobor ușor stângul. Activ, împingând în permanență talpa. Lasă-l jos de tot, înalță-l pe cel drept. Flexează-l din nou. Ridică stângul. Ambele sus. Și coboară ușor, ține palmele pe sol, activează abdomenul. Și finally, am ajuns. Din nou puțin masaj la spate. Trage tălpile sus, cu genunchii îndoiți, cu palmele agățate pe tălpi, happy baby. Trimite acolo, pe laterale, îndreaptă spatele. Și ușor, întindem picioarele, întindem brațele, tragem de piciorul drept în laterală, cât să ajung cu călcuiul stâng peste el. Atenție, șoldurile rămân deschise către cer, nu mă duc într-o parte. Trag de brațe la fel către dreapta și sunt ca într-o formă de banană. Observă să ai noada pe sol confortabilă și doar extensia brațelor și picioarelor să fie acolo activă. Respiră, lasă umerii noi, lasă-i pe sol, lasă-i confortabil. Dacă nu este o postură activă în care să simți alungirea aceasta complet, mai trage puțin de talpă dreaptă în exterior și mai curbăm puțin acea banană sau semilună. Respiră în abdomen. Și ușor schimbăm direcția către stânga. Umerii pe spate. Șoldurile deschise. Și lasă relaxarea în brațe. Și în picioare. Doar talpa stângă ține acel punct fix. Restul se relaxează în postură. Inspiră în abdomen, expiră în abdomen,
Eliberăm ușor, lăsăm tot corpul pe sol în Shavasana, adică avem spatele pe sol, picioarele ușor deportate, cât salteluța cu tălpile moi, acolo palmele deschise spre cer, ușor deportate de trunchi, cu gorbia în piept. Și cu ochii închiși, din nou alege să relaxezi spatele. Alege să relaxezi mușchii feței. Respiră pe nas cât mai amplu, cât mai rar. Parcă predai cu fiecare expir orice greutate din diverse porți ale corpului. Observă cum tălpile sunt zonele prin care se scurge toată greutatea picioarelor spre sol. Spatele palmelor eliberează toată greutatea brațelor și umerilor. Iar șoldurile lasă toată tensiunea coloanei să se scurgă pe sol. Și spatele capului relaxează tot gâtul, toată cervicala, toată greutatea capului eliberată în sol. Continuă să respiri în abdomen. Expir tot și lung. Rămâi acolo cu ochii închiși, în profundă relaxare. Și mișcă ușor degetele tălpilor, degetele palmelor. Și capul ușor în ambele porți. Și cu ochii închiși, strânge genunchii și te întorci pe partea dreaptă, cu brațul drept sub cap. Și mai rămâi acolo. Și odihnești pe tot corpul. Și lasă șoldurile mai noi, tălpile noi.
Respiră lungi în abdomen. Și fii prezent aici, în momentul tău, în relaxare. Rămâi cu ochii închiși și foarte ușor, când ești pregătit, te ridici încet. Cu spatele drept. Cu palmele împreună în centrul pieptului. Și cu intenția ta, în gând și în inimă. Și cu ochii încă închiși acolo, încălzește bine, bine, bine de tot palmele. Așează-le peste o zonă din corp care are nevoie de acea relaxare, poate umeri, poate abdomen, poate spate. Încă o dată. Pace în suflet și în vorbe. Namaste. Și final. Mă apropii să văd ce se întâmplă pe aici. Nu văd de la distanța asta, eu văd foarte bine, dar mesajele sunt foarte mici, saluturile și live-urile. Mă bucur să văd că sunteți foarte activi, foarte prezenți și prezenți și în ceea ce facem noi aici. Inimioare, cu drag. Așa cum cineva m-a întrebat ieri care este treaba cu bolul tibetan și vă spuneam și la început că este un instrument foarte bun de relaxare. Dacă aveți întrebări, tematică, subiecte pe care să le deschid aici cu voi, cu mare, mare drag. Așa cum vă spun de fiecare dată, vă aștept și pe YouTube. Sunt foarte deschisă să încarc acolo tot ce facem noi aici și să le aveți pe toate bine structurate. Așa că mergeți pe YouTube, pe Yoga by Monica Philip și dați acolo butonul acela roșu subscribe plus clopoțel ca să vă anunțe când mai avem video-uri încărcate acolo și bineînțeles să share la ce facem noi aici și follow and like if you like. Bună dimineața, bună dimineața. Cam atât avem pentru astăzi, sper că a fost bine. Aș să-mi spuneți cum vă este și
Vă aștept cu drag data viitoare. Adică mâine dimineață de la 9. Namaste. De la 8. Namaste.